bine. Sper să meargă. 4. Taekwondo. Vai, eu nu mai pot să filmez cu Taekwondo. Când filmez aia, el pleacă pe 10 zile, nu mai stă. Beton. Eu mi-aș dori mult să o faci cu Robert. Pentru că așa o văd. Asumă-ți tu și vorbește tu cu Taekwondo. Bun, gata. Din secunda asta pe live. Salut, 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 salut. Cum sunteți? Mamă, ce față am. Cu fața asta n-am voie să fac live, e interzis prin lege să-mi bag pula. Nu-i bine că tu te-ai pus pe live, tu ai treabă. N-am treabă, eu descarcă-le. Sunteți la cadre. Acum eu le-am filmat toate, mă uit la ce am filmat eu când m-am uitat pe platou de 7 ori. Da, le verifici. Obligatoriu. Merg bine, oricum o să te las și pe tine aici că mă duc să văd. Bă, am nu știu câte zile de când dorm 2-3 ore pe noapte. Cred că se vede chestia asta. Ba, pula, ieri am căzut din picioare, nu m-am mai ținut. Nu ai liber, ne vedem mai încolo după ce termin scenele cu Peggy și Robbie. S-ar putea să putem filma mâine la apartament. Dar te sun, până una alta te sun. Tu să rămâi da, cu poziție. Da, trebuie să mă odihnesc. Bă, ieri și alaltă ieri mă luase niște junghiuri aici așa la ceafă. Bă, dețineam așa capul, nu mai puteam, frate. N-am cum să arăt. Croncane, cum să arăt eu cum am filmat? Aia vezi când apare. Oricum e bombă. Oricum e bombă rău de tot. Sunt câteva cadre, trebuie să le refacem. Mai îmi zic că mă dor capul. Bun, de la scena 30, eu trebuie să mă notez aici. Mă jură, tare rău de tot. Pavel! Ce bătăi mai trebuie? Trailer o să fac. Ce bătăi mai trebuie? O să fac și un soundtrack, o să scot o piesă cu imagini din film. Bă, dacă mă aduci 1.000.000 de vizualizări, am pierdut direct. Moș Crăciun! Micu cu mare, toată scena de bătaie. Nu mai avem conținut real în România. Ai auzit? Aha. Toată bătaia lui Micu și Marius trebuie. Când? În altă zi, eu notez ce bătăi mai trebuie. Continuate. Da, nu știu. Trebuie să scot și piesa, am o piesă. Piesa Cicatrici. De fapt, nu știu cum o să numească piesa. Sebi mai joacă în film? Nu. Care Sebi? Care Sebi? Sebi lui Pavel? Nu. Bă, Andrei, sunt rupt să-mi bat pula dacă te mint. Nu, că nu mai ajuns de la, din Germania, nu ori mai putut să vină. Noi l-am așteptat cu drag. Salut! Astăzi, ce n-am mai apucat să facem? Eu nu știu nimic oricum. Ia se ocupă, eu abar n-am să mor, ce ne-am filmat, ce urmează să filmăm. Cine trebuie să vină mâine la filmări, eu nu știu nimic din toate astea. Eu pe platou de filmare, să-mi iasă bine cadrele, gata, atât. În rest nimic, nu știu nimic. Dar și când mă pun, gândiți-vă că filmez 7-8 scene pe zi, 9 scene pe zi. Bam. Nebunii. Bam. Mulțumesc frumos, mulțumesc, mulțumesc. Da, o să trească să mă odihnesc. Bă, de mâine e mai lejer. Da.
De mâine e mai lejer totul. Ba. Dar azi și ieri a fost nebunie. Săbi, macete, pistoale, împușcături, bătăi. Foarte greu. Călduri mari, bătăi pe acoperiș, filmează, mai dă-i odată. E groaznic. Foarte greu a fost pentru toți. După care, după ce filmez 10 ore singur, interpretează rolul. Mă... Dar am dat bine. Dar vreau să vă spun că la interpretare mulți au interpretat mai bine ca mine. Inclusiv Rose Vlog. Dacă vedeți cum a interpretat ea și obosită după toate. Și obosită. Fai de pula mea. Bă, vă zic. Nu știți ce urmează. Salut, Sergio. Fii atent, aici am scris bătaie nouă între tine și Darius și cu mine. Da, da, mă, cred că îl împușc, nu mai stau la discuție. Păi și cu mine? A, da. Îl împușc, ba, pula, nu. Deci pe mine mă ia de ăsta și tu îi tragi un glonț și ceau. Da, îl împușc în cap, doar în pula. Te iubesc. Și salut și am încheiat. Deci îl umor totuși, că era vorba da, că... Da, mă, nu mai stau. Așa era și vorba, dar dacă așa tot era o sucești, vorba. Dacă tot o sucești, o fuți... Am încercat eu să fac niște chestii de Hollywood cu... Dar dacă n-ai, mă, n-ai bani, n-ai... Mai ales la scenele cu mine, păi trebuie unul șmecher să mă filmeze ca să iasă scenele de Hollywood. Nu e. Și atunci, bam. Mă, dragule, hai să-ți spun ceva. Lasă-mă să termin mâine, am așa, fii atent. Lasă-mă numai puțin, am, fii atent, numai un pic. Am așa, după ora 2, am scenele cu Robi și Peggy, filmez. Care e terminare, am 3 scene. După ce termin astea 3 scene, de la ora 2, imediat îți răspund. M-auzi? Te sun... Te sun în secunda 2 cu 2 ore, 3 ore. E bine să te sun înainte. Și atunci zic, bă, ne vedem acolo, la locația cu tare, că nu pot, că e al meu pe live. Și era să zic locația. Ai vrut să scrii pușcăturile. Știi că după aia poate mă trezesc cu nebuni pe acolo și nu... Bă, 98% bine. Am filmat singur. Și atunci zic, bă, la locația ne vedem, dar cu 3 ore te sun înainte. Bine, bossul? Să rămână. Vezi că cureaua ta e la mine în mașină, am uitat să ți-o dau. Mâine ți-o dau. Da, bă. Hai, te pup, ceau. Da. Cureaua lui, da, am și văzut. Sper că mai rămas în mașină, nu? Am văzut-o. Da. Ciorix, putul în gură. Te-am râs cu prost azi. Ce-am vrut să zic, da, ca 97-98% am fost nevoit să filmez singur, au fost ok, greu, rău de tot, dar norocul meu că actorii au interpretat foarte bine, toți. Foarte bine, adică mult peste ce mă așteptam eu să interpretez. Mult. Nu că i-am subestimat, adică mă gândeam, bă, dacă n-au mai jucat în viața lor într-un film... Ce așteptări să am? Nu, fii atent că ai greșit-o. Ce-am făcut? Ai greșit-o. Tu ai spus asta afară. Intrăm primul Dan Micu, după el scap pula în pizdă ce ai spus tu astăzi. Da? Dar tu aici... A venit, da. Dar tu aici ai alte discuții în alte zi. Tu ce ai spus astăzi, ai zis bine. Da. Dar tu ai, cum ar fi mâine, discuția în care vorbește cu Giorgău. Dar e și Costea. Nu, i-am scos-o. Se scoate scena asta? Da, i-am scos. I-am scos-o, se vă înțelege că ne ajută, e clar, nu? Nu știi. O tai, deci, nu se mai da, filmează da, asta. Aia da. Și Giorgio nu mai zice asta. Nu. Dă s-o văd, te rog. De asta zic, vreau să fii atent, pentru că dacă te la scena 30, tu ai făcut deja azi. Ah, da, asta nu-i problemă, asta, dar nu vreau să o tai, asta vreau eu să o reproduc în fața voastră. Eu asta trebuia să vă zic eu vouă, mi-am dat mie replicile astea, dar am improvizat că eram obosit.
Păi hai să spun, să aduc aminte ceva ce ai vorbit tu azi. Nu! Uite-te, uite-te aici, asta ai spus tu azi, dar cu altă chestie. Da, 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 bun, atunci pe tot, aia ta scoate. Deci scot aia, am tăiat bine. Da, cred că aia o să am eu mai un dialog cu tine. Treaba aia. Știi? Da, tu mă asculti. Păi eu vin și îți dau ție informațiile că eu sunt infiltrat acolo. Bună, Daniela! Măi, a venit, m-a ajutat, cu lumini a ajutat, ne-a ajutat și cu niște cadre B, adică cu cadre din alea de close-up, dar filmările, tot am făcut eu. Da, asta a fost. Pentru că avem moduri diferite de a filma și concepții diferite, nu-i nicio problemă. Eu le am pe ale mele, știu eu cum trebuie să arate filmul meu. Fiecare cu stilul lui de filmat, fiecare cu principiile lui, eu am principiile mele. Și eu fac filmul meu pe banii noștri, după cum vreau eu, nu după viziunea altora. Nu e nicio problemă. Asta tu n-ai mai zis-o. N-am văzut eclipsa de soare. Dan, în timp ce conduce, trebuie să... A, da, dar n-am mai făcut aia că ia mașina. Deci nu mai faci asta. Nu, eu ies, par. Am înțeles, aia, da. Bun. Eu trebuie să știu să tai, ce știu că am gata. Nu, băi. Am răspuns, 98% din toate scenele le-am filmat eu. Atât. Nu intru în detalii. Tehnice. Când se filmează scena cu cu victima, de ce? Poți ști după ce când văd după ce văd cu Robi, da. După ce văd cu Robi, după aia ne organizăm cum putem. Adică le luăm am pe locații. Problema este că mâine dimineață... A avut intenții? Dar nu știu că am fost săptămâna asta, nici n-am știu cum mă cheamă săptămâna asta. Nu știu nimic cu fetița moartă, Brașov. A avut intenții să ucigașe și le-a pus în practică pentru că era sub influența alcoolului sau a fost donat? Nu știu nimic. Nu știu să-ți răspund, Eti. Dacă am dormit 2 ore pe noapte, veneam de la filmări, verificam filmările până pe la 2-3 dimineața. Ce să știu să-ți răspund? Mă trezeam la 6 dimineața. O uitat al meu că tu ai fost pe aeroport, tu nu ai cum să mai apari pe 10. Tu ai adus marfa. Tu ai dat marfa. N-ai cum să o preiei. N-ai cum să o preiei tu, tot acolo. Beton. Noi o să facem într-o zi scenă, acum o să mă uit pe programul de filmat, să văd ce scene mai rămân, după care ne organizăm împreună, să vedem cum e cu timpul tău, în ce zi poți tu, să filmăm treaba aia cu bătaia. Uite ce zice miau-miau. Cine ne filmează pe noi când o să fie împușcat? Cu ce? Cu împușcat. Cu ce? Cu Darius. Nu-i problemă. Știu eu. Ai încredere mea. Fii atent, știu eu. Eu dată tu cadru cu mine și cu el și odată iau eu cadru cu tine. Ai văzut. Păi a căzut de la etajul 8, săraca. Dumnezeu să... Nu știu, a murit, să știu ce să zic. Stați un pic. Vine doar zi, Andreea. Andreea Paf vine. Bine că ești și tu acolo cu mașina, e una. Tu vii cu mașina dar, doar. Numai că nu apare în mașină. Bravo. De la ora 10, dar o să te anunț. Te anunț mâine. Stai să văd, Slavic, păi și colegul de la București, na, nu. Pe data de 10, atunci vin doar cu mașina și eventual, nu știu, ori pot să aduc Andreea la locație, cu bani. Când termin filmările, nu știu. Luca.
Bă, Dumnezeu, n-ai să cum, că tu ai fost pe aeroport, n-ai cum să mai fii acolo. Că tu ai adus marfa, dar tu n-ai cum să mai fii acolo și când se preia marfa. Asta ți explic. Doar o aduci pe Andreea, dar nu apare în cadru. Nu apare în scena aia. Că nu mi se leagă. Ce vă mai plac tragediile? Mie nu-mi plac. Nu o să fie la cinema până la urmă, nu știm. Momentan... Aoleu! Ce ai făcut? Momentan eu mă concentrez... Stai, da, Dumnezeu să ierte, nu știu cazul, nu vreau să discut. Domenii, salutare! Dacă terminăm mâine, rapid scenele de conversație, ei zic că știu, le-am mai zis. Care să mai scrii odată. Robi cu Peggy. Da, da, avem și aia. Și din nou scena cu Pavel. Deci o să le împărțim ce avem în locația aia, facem într-o zi cadrele ce avem în locația... Nu, că e timpul foarte scurt. E timpul foarte scurt. Două zile cu ei. Mâine, de pildă, filmăm la apartamente. Poi mâine direct la... acolo. Aia zic. Poi hai mâine... să vedem la cât terminăm asta, ultima fază. Dacă o termin mai devreme, fug și acolo. Da. Am filmat scena cu avionul, Doamne ajută. Am filmat scena cu avionul. Mai întrebe una. Mai ce avem vorbi una. Cu Robi? Robi oricând, la orice ori, pregătit. Te iubesc. Aia mă interesează. Robi, mereu aproape. Stai așa să și scriu. Băi, am cunoscut niște oameni cu proiectul ăsta, vai de cap nu. De nota 30. De nota 30.000, jur. Hai de pune. Și mi-am făcut mulți prieteni. Avem invitați la nuntă? Le-am avem. Zis, auzi, le-am zis la ăștia, zic, bă, facem nunta, n-aveam să mor, eu n-aveam invitați. Numai de aici am 100 de ceva. Ce-o zis, vin? Au zis, toți veni, deci unul nu-ți pleacă. Salut, voi. Da, mă, nu. Ia uite ce se cinstesc ăștia. E diferență între... Uite, pe mine, dacă mă pui să-ți filmez un videoclip muzical, nu știu să ți-l filmez. Nici... Alții care fac videoclipuri muzicale nu se descurcă la filme, asta e. Ala. Am văzut. Da. Să vă cinca la Edex. Nu știu. A, ce n-am văzut nici. Valentin Claudiu? Auzi, iubire, cum ți se pare Valentin Claudiu? Cine? Valentin Claudiu. Este un elev foarte bun în film. Atât. O să avem și cu elevi. Mai floare la ureche. Hai, floare. Eu azi m-am căcat pe mine tot. Bă, am trecut de ziua de astăzi, bă, a fost cea mai grea zi astăzi. Băi. Ce s-a întâmplat? Nu, credeam că gen o să fiu și... Nu, că eu spar paharul ăsta. Vreau să mănânc ceașca asta cu proteză. Nu te vorbești. Nu mai vreau să vorbesc. Mă, nu mai vreau să vorbesc. Dacă am zis. Dar ce Superman ajunge înaintea lui aia cu motocicletele? Nu te vorbești. Nu, du-te. Lasă-mă să ascult. Dar vreau să pleci de aici. Bună! Eu sunt Rose Vlog. Du-te de aici. Ce faceți? Eu mor, să mor eu, deci nu știu ce m-am mâncat pe mine în curs, să-mi doresc eu un nou film. Că atât de grele scadrele, atât de greu e. Fua, nici la recidivism n-am simțit tensiunea asta. Cred că e prima dată când îl vedem pe Montana, când am spus, o fi de la Eclipsă. Nu prea se arată el. El are o problemă cu partea asta, că zice că e prea slab. Mulțumesc, vine imediat să văd camera ceva. Dar n-are logică ce nu înțelege el, dar... Mă rog.
Bună seara, bună seara. Vreau să vă zic că era să mor. Am probleme de astm. Chiar trebuie să-mi iau ăla, suflul ăla. Am făcut câteva crize de tusă, de neavând aer. O lume nouă, Manolaș. Cum e de 900 de lume nostru? Nu înțeleg gladiatorul. La ce te referi? La ce te referi? Că n-am înțeles faza cu 900 de euro. N-am prins legătura. Ce ați făcut voi? Cum am făcut și vloguri? Nici nu știu când i-a strâns. Dane! Bă, asta e bună, că eu n-am observat. Tu ai avut 350 de euro strânși. Și ai acum 950? Nu știu cum am spus. Tot am neamăgat pe mine, tot am spus. Nu știu. Nu. Nu am 950 în pulă, nu. Golul de 500 a fost. Golul de 2000. Și cât am strâns? 950 arată. A, și de când? Ai, de când nu mi-a gladiatorul ăia? E de când nu mi-a... Tu ești în urmă, rău. Scene de plâns... Ba, o să fie. Ba, min. O să fie gorila. Da, o să fie. Bă! Mâine trebuie să o chem și pe soră mea în film. Voi? Sau nu? Hai că văd. Ăștia s-au strâns la bere, actorii noștri. N-am găsit Slavic, niciun sponsor. Dan Blad, te salutăm. Câte zile mai aveți? Pare epuizată. Sunt foarte epuizată. Sunt multe cadre care au ieșit prost. În primele zile. Care a fost un timp pierdut și trebuie reluate de la capăt. Și din motivul ăsta se prelungesc zilele de filmare. Are doar un singur frate. Voi de ce nu sunteți cu ei? Cu cine? Mai am hai de la voi, bă, pe canal, bă, măriți-vă. Mondialul, așa mărâți cum suntem. Ce mă? Ce vrem, mă? Ce mă? Cât să îi putem bate? Mai chemăm câțiva, că avem de unde acum. Avem actori. Nu suntem epuizați, noi trebuie să ne concentrăm pe zilele de mâine de filmare. Salutare. Că ne-am duce și noi. Sincer, știm cât aveți de muncă cu Dan și alea, că v-aș fi invitat și v-am invitat, nu pot să spui că nu. Dar nu, având în vedere toată munca pe care o depuneți pentru filmul ăsta și să iese tot ok, să fie perfect, înțeleg că nu puteți veni, dar stai liniștiți că mâine se repetă. Și poi mâine, sau poi mâine, când terminați voi, vezi că ați zis că mâine și nu uit. Ai venit, pula. Lasă că se mai repetă încă o dată, ce să mai...
Foarte bine. Fii atent, eu acum să țără pe live cu ăștia la alți veterani. Voi sunteți veterani, veterani, ăștia-s veteranii online. Online. Virtual. Dar fii atent, nu am zis mâine, că mâine am iar o zi foarte grea, mâncața și inima ta. Mai dăm două zile termen și după aia promit că venim. Bă, ce oameni fai am. Vezi, asta e mișto, că socializezi, mă, mâncața și pula ta. Socializezi, cunoști tot felul de oameni. Și noi i-am împrietenit pe alții cu alții. Da, și noi i-am împrietenit pe alții cu alții, da. Păi, îți dai seama, având scene unii cu alții, te împrietenești, frate, nu? Asta e magia proiectului ăsta. Faptul că să vezi Caterinca pe ei, bă, numai că n-am, pe noi ne-a epuizat ca să iese scenele bine și nu prea aveam timp să ne concentrăm pe glume, pe astea, dar ei între ei foarte fain s-au distrat. Și foarte fain s-au simțit împreună, unii cu alții. Noi mai puțin, pentru că noi trebuia să știm cadru cu cadru, scenă cu scenă, cine joacă acum, cine se bate acum, cine are text acum. Unii au venit și cu textul mai puțin învățat, au trebuit să exerseze mult, dar chiar și cu cel neînvățat au dat foarte bine, o să vedeți. Foarte bine. Da. Mai aveam stresul și cu catering-ul. Trebuia să mergi să iei catering-ul, eu singură nu puteam. Roagă-i pe unul dintre ei. M-au lăsat actori în ultima secundă, din păcate. Dimineața pregăteală tot de filmat, de știam că ăla nu joacă în ăsta, n-am mai venit. N-am mai putut să fac scena respectivă. Acum trebuie să caut un alt actor ca să pot să fac scena respectivă. Am lăsat-o pe ultima, vă zic sincer, pentru că i-am zis la Montana, până nu găsesc băiatul potrivit, nu mă grăbesc și o dăm de gard. Eu nu înțeleg și n-am înțeles-o în felul următor. Îmi vii 2 săptămâni, 3 săptămâni la repetiții, te chinui acolo, gâfui ca porcul și după aia îmi spui, păi nu mai vin, frate. Nu mai vin. Bine, pe mine oricum mă doare în pulă, că eu am făcut repetițiile cu ăștia alții și ai fost și tu acolo. Dar timpul tău, adică, frate, pentru ce ne-am încurcat unii cu alții? Când tu puteai să-ți vezi de treaba ta, eu de treaba mea, la urma urmei. În fine, a fost iar o altă treabă, ați văzut, i-am chemat la casting, am făcut filmulețe cu ei. Însemnau contracte, acum vă zic sincer, că pot, că am contract, mă pot judeca cu ei. Dar are rost. Stau să mă duc prin tribunale, prin căcaturi din astea. Deși noi ne-am așteptat, cel puțin Montana s-a așteptat la faptul că vor fi actori care în ultima secundă vor zice... Ciao. Dar o scoatem la capăt. Cel puțin, uite, spre norocul meu, am modificat o scenă, am mai băgat alți actori la secundă, care au jucat top. Am avut actori care mi-au jucat la secundă, adică, bă, A venit cu celălalt prieten, da, eu pot să joc, bam! Fără să te aștepți, ei au jucat foarte bine. Adică toți au jucat foarte bine, dar având în vedere că, uite, n-ai venit la repetiții noastre, totuși ai jucat destul de bine nefăcând repetiții cu ceilalți. Înțelegi? Dar... Mondial, avem aici un moș Crăciun care ți-a îndeplinit dorința de când erai mic. Dar ce a scris asta? Am înțeles. Da.
Cel care l-a blocat pe Anșa trebuia să-și... Nu trebuia nimic. Nu trebuia să răspundă. A făcut foarte bine, Deity. Nu mă interesează sfatul tău. Sfatul tău e neesențial când vine vorba de așa ceva. Stăm ca să ce? Să văd că vine unul și spamează așa? Strategii de marketing avem pe vlog. Am făcut vlogging. Am filmat și ce mâncare bună am primit de la lunch, first lunch și taverna. Până acum ne-au ajutat cu catering-ul first lunch din Timișoara și taverna lui Sale din Deta. Foarte bună mâncare din ambele părți. Foarte bună. Chiar nu mă așteptam. Toți actorii înfometați după scene de bătăi, de haos, de nebunii au mâncat și au fost foarte mulțumiți de mâncare. Montana acum descarcă cadrele pentru că noi suntem obligați la sânge să verificăm seara fiecare cadru care s-a filmat. Pentru că, cum v-am spus, ajungem acasă. Care îmi donează 1000 de euro de bunăvoie și nestilit de nimeni. Acum e momentul să faceți acest gest ca să nu ne supărăm prea tare. Atât. Apropo, Montana nu se descurcă să filmeze cu drona. Eu, Power, am și filmat. Deci eu am filmat, am achiat, am organizat. Am jucat în filmul ăsta. Ce ziceți de treaba asta? De la taverne e foarte bună mâncarea din Colonuști. Bă, și la first lunch, foarte bună, dar și la tavernă. Și ca o leu mă predau. Moș Crăciun se predă! Bă, Dane! Dane! Unde ai pus tu ghiozdanul lui Lucas? Eu? Da. Tu nu mă întreba pe mine, eu doar de ghiozdanul meu m-am ocupat, n-am atins. Nu, ascultă-mă puțin că mă enervezi. Le-am lăsat acasă și ți-am zis Rian. Rian, dacă le vede, plânge arma după aia. Ele. Nu, după arma aia, a zis, ascunde un dulap, am ascuns un dulap. Atât, eu nu băga pe mine vina, vorbesc serios. Gândește de unde-i fost cearta. Că eu n-am umblat, că nu mi-ai dat mie nici, nu. Așa-l urăsc uneori. Bă, îl urăsc uneori. Da. Bă, îl urăsc uneori! Bă, are un stil, eu n-am făcut. Eu. Bă, să mor eu dacă eu am avut legătură cu geanta. Bă, să mor eu dacă și-asumă vreodată ceva omul. Eu cu geanta aia n-am avut. Bă, le-am scos din mașină și le-am adus. Atunci unde le-ai pus acolo? Eu l-am umblat pe el. Eu n-am, nu le-am băgat în mașină. Eu nu m-am ocupat să le duc. Asta mor, mă, să ai băgat la spălat, dar n-am băgat gloza. Las, că mai bagă tu. Păi el filmează. El e regizorul, el încadrează actorii, el le spune cum să joace. El filmează. Păi am spus, el filmează, eu am ținut și microfon. Am fost și sunetistă. Și da. Și ce carul meu mai vreți? Și l-am făcut și pe unul din actori, Ciprix, țiganul ăla. Bă, vestea bună știți care e? Hai să vă zic vestea bună. Sunt capabil să fac singur un film. Nu singur. Dacă nu joc, dacă eu nu joc în el, îl fac singur. Singur? Tu cu organizat totul nu, singur? Nu mă, de filmat. Tu singur? Băi, de filmat. Dar eu specifică că-ți rup gura. De filmat. Nu că-l bat azi, nu mai apucă să filmeze mâine. Asta e vestea bună, nu mai depinde de nimeni. Am avut-o și pe Simona, care a machiat foarte bine. Da.
Am machiat împreună. Da. Dă-mi și mie cafeaua aia de acolo. Dă-mă o banană, mănânc eu. Vai, eu n-am mâncat nimic azi. Ce vrei să faci? Eu am mâncat, dar pe... L-am terorizat și pe Montana. M-am terorizat un pic, eu sunt mai dură pe platou, vă zic sincer, și mi-asum, mă doare în ciocan. Eu când sunt terorizată să fac un film, mă transform de nu mă suporti. Asta e. Îs bună, sunt prietenoasă atâta timp cât nu am ceva important de făcut. Eu sunt fecioară, sunt o femeie foarte fixistă, sunt o femeie irascibilă uneori. Asta e, ca să iese bine mai trebuie să și faci un pic de crize, de ordine, de disciplină, de tot ce e. Unii poate nu m-au suportat, unii poate m-au suportat pe platou, care sunteți aici. Eu zic că a fost ok. Organizare! Drepți! Stângul dreptul! Profesia? S-a râs. S-a râs, dar s-a și... Bă, am râs la o scenă cu mine, cu Pavel și cu Dan. Ați văzut lebăda aia care... Eu nu lebădă, stai. Balena aia pe uscat. Bă, a făcut o fază, Pavel, de n-am mai putut să dau. N-am mai putut să joc. Bă, n-am mai putut, cu lac mi-am râs. Iubire! Ăsta, s-a prăpădit pe... Ha? Stilul cohor. Nu, stilul râma. Uitați pe nebuni. Uitați unde sunt, la bere. Ei n-au treabă, băieți. Ia uitați. Când o să apară filmul? Prin iunie. Să sperăm că prin iunie e gata. Am dat cu drona aici! Am dat cu drona, vă zic ce am făcut azi. Eu filmam cu drona, mâncava și pula voastră, să vedeți ce am păsit. Am filmat cu drona. Ei când filmau aici, eu n-am mai văzut stâlpul, că eu mă uitam la actor să văd cum joacă. S-a dus pe pulă cu drona. Auzi, iubire! Auzi fază cum am dat cu drona de pământ. El filma din ăsta, eu filmam din dronă. S-au speriat ăștia, dar eu stat așa de eram cu drona. Băi, n-am stricat-o mere. Bă, dar n-am mai văzut futul în gură de stâlp. Că eu eram concentrată, vă zic sincer, eu filmam cu drona, mă dădeam, mă mișcam cu totul și la un moment dat am văzut, mă, brâng, ia uite ce nebunii ce-au filmat, că am dat cu drona de stâlp. Uite-te să vezi, când am dat cu drona.
Nu să la vezi, vezi. Da, târzi! Să-ți sperea țiganul. Să-ți sperea țiganul! Uite cum face! Ne-a văzut pe Ciorix cum face! Nu! Uite la Ciorix cum face! Toate punele ori sări din ea. Băi, am futut-o. Apare și Montana. Păi de aia nu știe Montana să filmeze cu drona aia. Nu știe să dea cu ea de stâns. Auzi la mea, miau. Mânca mie cu un miau, miau. Aici cu Tărescu a pierdut pariu. Atât s-a putut. Ce să mai zic? O tălea ce bagă, dar nu mai poate. Mortex. E gata. E Mortex. Puia. Puia de la Timișoara. Ce bagă puia. O tălea. 17. Păi, cum să-mi spui că filtrul de la Osmo merge, se potrivește și într-una el zice că se potrivește. Ai crezut asta, plătești. Eu am vrut să-i dau 50, dar el a fost convins că... Le câștigă. Eu eram cu cuțitul. Dar de ce nu se focusează? Ții prea aproape. În sfârșit live. Sunt palidă la față? Iubire, ești palidă? E la oboseală, iubire. Ești obosită, se vede, ai ochii așa, încețășați. Mă, mi-e un pic am somn. Dar ce frumoasă e asta. Faine pozele. Ne apropiem ușor, ușor spre final. Încet, încet. Da. Cele mai grele scene din film. E fain că s-au distrat și ei, știi? Ia uite-l pe Ciprix. Mâncat! Poliția! Da, bă, ce zile. Putu-te în gură, n-am văzut asta. Vezi, teroare. Nu vezi femei pe acolo? E... Am făcut aia cu gagicile. Unde? Primele zile am făcut cu gagicile. Am zis la încărcare. Nu cred. De dimineață am filmat numai cu gimbal, e bine, bună. Dar am gimbal șmecher, ține mult rău. Salutăm,
salutăm. Mulțumim pentru poză, a? Uite aici mă cheam. Nu știu ce naiba-i făceam eu aici. Dar știu că mă cheam. Pentru că montăm. Și încă mai trebuie să filmăm la București. Nu știu. Ba. Și că mai să fie ce creativ sunteți. Mhm. Ne-am fost cu minți. Nu garantez la București, dar... Ba mă, dacă eu zic că da, da. Eu sunt directorul, eu ordon, eu sponsor. Eu nu vă arăt că aici e o scenă în care se va întâmpla, nu vă arăt asta. Stai să vă arăt și pe judecătoare. Mamă, câte poze s-au făcut polițiștii. Iasă cum am avut în cap, da. A venit a jandarmeria, mamă, era să o futem rău. Dar am avut grijă să le explicăm clar situația. Da, am găsit. O casă părăsită am găsit. Și să vă mai arăt ultimul cadru. Și cam atât. Ultimul cadru. A! Ia uite gagica. Hello gagica. Hello gagica. Nu s-au terminat. Nu s-a terminat, că încă mai avem de filmat. Mai sunt gagicile alea. Mâine am cadru cu ele. Azi m-am bătut, tătă m-am julit. Tătă m-am julit. Bună! Ce faceți? Ați terminat? Da, am terminat. Nebunie? Am văzut pe grup acum că filmați la Stan ceva la mine mâine. Da. Iubire. Și atunci de la... După aia, după masă, de la două eu cu Robi, nu? După masă, da, când terminăm. Popa, Andy Popescu vrea să apară în film, și eu vreau să apară în film. Avem scena, să vedem dacă o să avem posibilitatea. Încă nu s-au terminat filmările.
Au, Doamne! Dar oricum, filmul oricum va avea succes. Deci nu-mi fac griji că filmul ăsta nu va avea succes. Fac pariu cu oricare din România că va fi cel mai tare film de acțiune din România. Cel mai tare film de acțiune din România va fi asta. Cum? Dar fac pariu, nu că zic la vrăjeală. Fac pariu, pierd, plătesc. Iubire! Să-i dai la Giorgău. Dă-i la Giorgău, mă, iubire, mă. Aici suntem. Uite aici e telefonul. Nu mă, știu ce că... Aaa, Doamne, ăștia iar merg în club. Da. E, la vizualizări, nu știu, mă, eu încerc să-l bag în cinema, să văd dacă pot să-l bag. Nu promit. Că nu depinde de noi. Cum rămâne ea? Adevărat, Ionuț, ce? Că e târziu și mâine iar avem terminat. Am terminat. Păi și tot ies. Bine, oameni frumoși, ies și noi. Suntem aproape pe final cu filmările. Nu-mi scot cu 2 milioane. Nu, nu, investiția asta, dacă postez filmul pe YouTube, nu mai gata. Acolo știu sigur că mă duc gaură. Deci dacă va fi pe YouTube, să știți că e gaură și aia e. Vedem, poate câștig pe alte părți, habar n-am. Dar din vizualizări niciodată. Prea nici la recidivism n-am câștigat, n-ai mă cum să câștigi. N-ai mă cum, mă. Ce? Nu înțeleg ei, că n-ai cum. Bun, mă retrag și eu că sunt obosit, mâine mai avem iară filmări. Oricum, cele mai grele zile au trecut, de mâine e mai lejer. Da. De mâine e mai lejer. Cel puțin așa sperăm. Dacă apreciați ceea ce face, luați-vă membru, care cum puteți și vreți. Până una alta, vă salut cu respect și ne auzim.